Problema poluării din cartierul Râmnicean-Costien pare a fi aproape rezolvată, sau cel puțin așa declară autoritățile. Astăzi, în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență, două dintre firmele responsabile au primit termene stricte pentru remedierea situației. În caz contrar, autoritățile au stabilit amenzi usturătoare. De altfel, una dintre cele trei firme a fost deja amendată, deoarece nu a fost reprezentată în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență. Paza terenului revine deocamdată primăriei din localitate. Eu sper ca într-o săptămână prima parte a decontaminării să fie finalizată. Astăzi agenția și cu garda impun termene celor două societăți prezente, cât și al treilea va fi invitată pentru a-i stabili termene pentru evacuarea acestor reziduri de pe acest amplasament, atât cât și a celor lichide, cât și a celor solide. Și ulterior vedem pașii ce mai avem de făcut. Paza acolo va fi asigurată în continuare de către Primăria Râmnicu-Sărat până vor fi finalizate lucrările principale, acestea de preluarea rezidului de pe sol, după care noi oricum impunem în continuare societățile să-și asigure ce are fiecare, adică cel Venus Oirex să-și asigure clădirile și terenul, Albina Carpatică să-și asigure produsul petrolier, iar Remat Metal Master să-și asigure rezervoarele. Edilii din Râmnicu-Sărat spun că pe lângă mirosurile pestilențiale emanate de petrolul deversat, există și riscul contaminării pânzei freatice. De asemenea, ei speră ca obligativitatea asigurării pazei, sarcină primită de la prefectură, să fie doar pe termen limitat. În mod normal, paza ar trebui asigurată de societatea pe al cărei teren au fost deversate deșeurile, numai că firma respectivă se află sub administrarea unui lichidator judiciar. În primul rând era acea problemă a mirosurilor insuportabile pentru locuitorii din zonă, plus exista pericolul contaminării stratului de apă freatică și a solului contaminat. Cantitățile sunt apreciabile, sunt peste 200 de tone care au fost recuperate de pe sol și vă dați seama cam ce putea să se întâmple în timp. Ploile, de asemenea, foarte abundente din această vară au pus la un moment dat în pericol zona, pentru că riscau să migreze din acea zonă. Cazul este în atenția autorităților încă din luna septembrie anului 2016, moment în care, la rezervorul unei rafinării din Râmnic, s-a produs o fisură ce a condus la scurgerea a peste 200 de tone de reziduuri în curtea societății aflate în faliment.